Dragi telespectatori, bine v-am regăsit! Astăzi ne vom pune întrebarea în ce măsură identitatea noastră și personală și națională este cumva afectată de societatea în care trăim. O societate asupra căreia se dezlănțuie din ce în ce mai frecvent diverse forțe, diverse atacuri, diverse fenomene se manifestă în această societate. O societate postmodernă, o societate străbătută de foarte multe ispite din punct de vedere moral și, bineînțeles, o societate supusă unor fenomene care, în general, contribuie la destrămarea unor lucruri care altădată constituiau împreună o anumită rânduială în care trăiau oamenii. Despre riscurile destrămării identității, despre necesitatea apărării acestei identități, am deosebită plăcere să vorbesc cu un publicist creștin, un publicist de înaltă factură creștină, un om implicat de ani și ani de zile în formularea și transmiterea în spațiu public a unui mesaj conservator, frumos conservator și în același timp coerent și care atrage atenția asupra unor valori care tind să se îndepărteze de noi. Este vorba despre domnul Claudiu Târziu, redactor la foarte cunoscuta și iubită revistă Formula AS, de asemenea directorul editurii Rost. Bine ați venit, domnule Târziu! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc că mi-ați acceptat invitația. De mult îmi doream să stăm față în față și să vorbim despre una dintre temele care știu că vă este dragă, despre care a scris foarte mult și consistent. Și iată că reușim. Aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, să punem dialogul nostru sub semnul unor cuvinte foarte importante, lăsate ca un fel de testament spiritual de unul din marii artiști creștini ai acestei țări și un om de cultură creștin care a făcut parte și dintr-o elită morală a României până recent. Este vorba despre marele pictor Horia Bernea. Acest extraordinar om s-a întrebat odată, în mod public, ce fel de om, ce fel de intelectual este acela care nu știe că nu se poate trăi fără memorie. Și în prelungirea acestui gând, ne amintim cu toții vorbele grele de înțeles și de sens ale fostului suveran al României, regele Mihai I, care la rândul său a spus că un popor, o națiune, nu poate supraviețui fără morală, fără credință și fără memorie. Iată cum termenul memorie revine în mod recurent în discursul și gândirea unor mari oameni ai acestei lumi și întrebarea noastră la care vom încerca să răspundem este de ce și de ce e important lucrul acesta? Care sunt consecințele amputării memoriei noastre, ceea ce a încercat să facă sistemul comunist, după cum bine vă amintiți? Care sunt consecințele așadar ale decuplării noastre de la un adevăr cu majusculă, care e cel creștin, și în fond de la propria noastră identitate? Sunt sigur că v-ați pus și dumneavoastră aceste întrebări. Da. Fără memorie, de fapt, nu poți să vorbești despre identitate. Fără memorie, nu știi de unde vii și nici nu poți să-ți faci o perspectivă a ceea ce va urma. Fără memorie, riști să repeți erori ale trecutului și să repeți cu consecințe chiar mult mai grave. Memoria este importantă și pentru fiecare individ în parte, dar cu atât mai mult este importantă pentru un neam. Tot ce are mai bun neamul se transmite. Se transmite prin, cum am spune noi cu un termen mai bisericesc, așa, prin acea sfântă predanie, dar și printr-o practică de zi cu zi a lucrurilor care deja au fost cercetate, au fost încercate și cărora li s-a găsit cea mai bună soluție. Tradiția nu este ceva de muzeu.
Ar trebui să spunem asta, pentru că de fiecare dată când se vorbește despre tradiție, reflexul multora dintre cei care aud cuvântul este acela de a se duce cu gândul la un muzeu, la o expoziție, la ceva care este în general mort și nefolositor. Absolut. Ori și tradiția... mă bucur mult că ați folosit termenul predanie, pe care puțin îl mai folosesc și care, de fapt, indică etimologia cuvântului tradiție, care înseamnă a preda exact. Mai departe celor care vin lucruri care contează cu adevărat. Lucruri, cum spuneți, validate în timp, de-a lungul istoriei, ca fiind bune și demne de păstrat. Da, revenind, tradiția este o realitate vie. Ea se îmbogățește permanent cu experiențele noastre validate, evident, și ele prin rezultate, de zi cu zi. Tradiția, deci, nu este tradiționalism. Și am accentuat acest cuvânt pentru că el face, cum să zic eu, este o temelie a identității naționale. Tema noastră fiind identitatea națională și identitatea creștină, care este inclusă în identitatea națională. Acest om tradițional la care vă gândiți și mă gândesc în mod reflex, pentru că el a fost depozitarul viu al unei tradiții despre care noi încă vorbim. Și nu facem greșeala pe care o fac alții să creadă că dacă țăranul, de exemplu român, sau european e pe cale de dispariție, asta nu înseamnă că ar trebui să moară valorile pe care el le-a interiorizat în viața lui și pe care s-a clădit Europa. Pentru că totuși Europa s-a clădit exact pe valorile acestea ale unei tradiții europene de sorginte elenistico-iudeo-creștină. Mereu vorbim de rădăcinile creștine ale Europei. Cred că facem o gafă, pentru că, de fapt, nu există doar creștini, există și trunchiul Europei, care e prin excelență creștin. E bine, acest om tradițional al Europei avea niște valori, și vă invit să răspundeți la o asemenea întrebare, pe care abia pe ele s-ar fi putut construi o adevărată Uniune Europeană. Însă ce s-a întâmplat? Regăsim aceste valori ale omului european tradițional în Uniunea Europeană de astăzi? Corifeii Uniunii Europene de astăzi au uitat că fondatorii Uniunii Europene erau cu toții creștini și că bazele inițiale ale acestei uniuni de state, deci de naționalități și de identități, au gândit-o ca pe o formulă creștină. Bun, au fost abandonate aceste valori. Referitor la țăranul român și, în general, la omul tradițional european, putem spune că cultura tradițională și, odată cu ea, persoanele care o făceau, nu? Care o duceau mai departe, care o încarnau, au dispărut pentru că valorile lor au fost tot mai atacate, pentru că ei au fost scoși din rosturile lor. La noi s-a întâmplat prin comunism. Fractura comunistă. Acest lucru. În Occident, prin industrializare forțată și prin consumerism, dar efectul este același. Practic, dacă noi nu mai avem o viață la țară așa cum aveam acum bunăoară 50 sau 100 de ani... Nici nu mai e posibil și nici nu era firesc să rămână lucrurile așa. Bun, nu mai avem nicio cultură tradițională. Satul românesc, care era furnizor de cultură tradițională, care cultură tradițională este fundament al identității naționale, nu mai există astăzi sau există într-o foarte mică măsură, păstrată aici și acolo, în general în locuri izolate sau printr-un fel de efort artificial al oamenilor de la oraș îndrăgostiți de cultura tradițională. Și a făcut Horia Bernea prin Muzeul Țăranului Român. De pildă. Unde a încapsulat, ca să spun așa, o viziune
frumoasă a țăranului român. Da, se ajunge până într-acolo încât orășeni jet-beget care nici n-au cunoscut vreodată viața la țară îmbracă costumul tradițional. Asta irită pe unii, pe alții îi face să zâmbească, iar altora nu le spune nimic. Pe cei pe care îi irită, i-aș invita să afle că acest port popular nu este o haină pur și simplu, care nu se mai potrivește cu vremurile, ca și cum am îmbrăcat astăzi șalvari. Nu. Este haina națională, adică ea exprimă identitatea națională. Ea vorbește despre un trecut al nostru comun, despre o istoria noastră, despre o cultură specifică și, dacă mergem până la simbolistica acelor cusături de pe iile și cămășile țărănești, mergem mai departe, chiar la originile creștine și, bineînțeles, și precreștine ale acestui neam românesc. Aceste creații populare la care faceți trimitere, fie ele cusături, fie picturi, fie sculpturi legate de porțile gospodăriilor și tot acest patrimoniu imagistic, aș spune, pe care l-a creat omul tradițional românesc și european, adaug mereu, depășesc într-un mod nesfârșit așa zisele creații de astăzi, care te surprind prin urâțenia lor. Există o estetică a urâtului, s-a consacrat această sintagmă. O estetică autentică este cea care a izvorât exact din trăirea acestui om blamat astăzi. Dacă îl scoatem totuși pe omul acesta, țăranul devenit festiv, muzealizat din opinci și din ițari, vom vedea totuși că rămâne, fie el și gol, un om care totuși avea un cod de comportament, un cod de raportare la transcendent, la Dumnezeu și, bineînțeles, un cod de conduită impecabil. Vorbim, de exemplu, despre valoarea bunului simț țărănesc. În ce măsură mai regăsiți dumneavoastră sau eu sau oricine se întreabă onest bunul simț și civilitatea, ca să folosim un termen mai modern, în societatea românească de astăzi? Da, asta vreau să spun, că ar trebui să fie o valoare comună, nu doar țăranilor sau celor care trăiesc în mediul rural, că nici țărani, într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului, mai pot fi numiți, ci și celorlalți. Însă aș vrea să punctez un lucru foarte important, după părerea mea. Vedeți, cultura tradițională, care poate că de unii este luată în râs sau devalorizată astăzi, avea o forță prin armonia pe care o propunea. Vedeți, și în arhitectura țărănească, oricât ar fi ea de lipsită de mijloace, există o frumusețe extraordinară. Simplitatea care face frumosul. La fel în costumul tradițional, în portul popular românesc, din orice regiune l-am luat. Este o frumusețe acolo. Se spune o poveste prin el. Este un soi de mărturisire. Este o împărtășire cu ceilalți. Pentru că dacă intrăm la portul popular, știm foarte bine că acolo fiecare cămașă este după un anumit moment al vieții și al zilei. Adică după o vârstă pe care te suporți. După un eveniment la care participi. Dacă e de muncă, dacă e de sărbătoare, dacă e de nuntă și așa mai departe. Deci vedeți, nu doar bunul simț, ci și bunul gust era o valoare comună a țăranului, deci a omului tradițional, care la noi era ultramajoritar, inclusiv în perioada interbelică. Aveam 90% din populație la sat. Omul tradițional, atât vreau să punctez, nu a trăit niciodată în zona Chiciului. Exact. Noi astăzi, așa zis și moderni, evoluați, trăim înconjurați de Chici. Păi și aici ajungem la un lucru iarăși important, la lipsa de repere. Ei făceau acele lucruri minunate pentru că aveau niște repere și pentru că țineau de o tradiție. Strămoșilor încercaseră anumite variante, găsiseră niște rezolvări, ei le-au preluat și le-au dus mai departe, nu pentru că era o moștenire, ca și cum ai primi o ladă de zestre și indiferent ce ciurucuri ai acolo, tu trebuie să o duci mai departe, că asta e datul. Nu! Ci pentru că erau foarte folositoare lucrurile pe care le primeau.
Omul modern, omul de azi, se laudă în general cu aderența lui la progres. Mitul progresului, cu majusculă. Progresismul, care în viziunea mea și a multora este de fapt un regresism, pentru că tot ce ne propun progresiștii de serviciu astăzi este un fel de luptă kamikaze împotriva unor valori fără de care societatea noastră fie eșuează în chici, fie eșuează în derapaje morale incredibile, într-o nebunie, într-o isterie și așa mai departe. Totuși, dacă vorbim despre o minima moralia, ca să zic așa, care trebuie să articuleze o societate, care sunt rădăcinile ei? Nu cumva sunt cele identitare? Și dacă aceste rădăcini identitare sunt tot atacate astăzi, care sunt consecințele? Dispariția unei minima moralia până la urmă. Nu? Da. Eu cred că asistăm la o inginerie socială foarte periculoasă care se produce ca efect al unei ideologii și prin legislație, prin educație și așa mai departe, se dizolvă tot ceea ce poate da omului o identitate și o năzuință până la urmă. Și un sens al vieții cotidiene. Exact, un rost. Asta voiam să spun. Un cuvânt drag nouă, rostul. Da. Practic, se încearcă ruperea oricărei ancore și morală, și spirituală, și culturală a omului de astăzi de toți ai lui. E ca și cum ai lua un copil abia născut, l-ai luat de la părinții lui și l-ai crește după niște norme pe care tu nu le-ai verificat înainte, dar pe care le consideri mai bune și vezi rezultatul. Acel copil nu va ști cine l-a născut, nu va ști ce strămoși a avut, nu va ști o istorie a familiei lui, nu va ști ce valori împărtășea familia lui, nu știe de ce împărtășea acele valori, nu știe ce visuri au avut ai lui, nu știe practic nimic. Este cumva cu o minte total formatată în mod artificial. E ca un roboțel căruia îi se bagă niște programe. Exact. Și în cazul acesta apare ca țintă a progresismului deriva. Scopul este ca scop. Păi da, că scopul este foarte simplu, de fapt. De ce vor cei care fac asta un astfel de om? Pentru că un astfel de om este mai puțin legat de tot ceea ce face din noi oameni. Adică din tot ceea ce ține de inimă. E chiar total dezlegat de aceste lucruri. Nu are niciun fel de memorie, nu are niciun fel de scrupule, nu poate fi învățat că normalul este anormal și invers și poate fi manipulat politic, poate fi folosit, devine un simplu număr, chiar dacă el are nume, pentru că numele lui nu mai este pe identitatea lui. Și aici poate că ar trebui să facem o notă de subsol privind identitatea, să nu fim greșit înțeleși. Identitatea asta, în cuvinte simple, ce înseamnă? Origine și apartenență, da? Practic, pentru noi, românii, ce ne face să fim români? Ce ne face să sărbătorim centenarul unirii, mari unirii? O limbă comună? O cultură specifică în care includem religia noastră majoritară, credința creștin-ortodoxă, o istorie comună pe un teritoriu național, consacrat ca vatră națională. Asta face din noi români. Noi vrem să ne lipsim de asta? Unii o fac deja. În străinătate fiind, se rușinează că sunt români. Alții, în România fiind, se rușinează că sunt români și atacă ideea de românitate. Adică neînțelegând
Că e ca și cum și-ar înjura părinții, exact, frații, surorile, strămoșii. Autosabotarea identității. În ADN-ul nostru național sunt toți eroii, martirii și sfinții noștri. Noi dacă însemnăm ceva și ca persoane particulare și ca neam astăzi, însemnăm prin ei, prin cei care au jertfit pentru niște idealuri comune, prin cei care au creat anumite valori culturale și nu numai, prin cei care ne-au dat mai departe tot acel frumos despre care am vorbit al omului tradițional, prin adevărul pe care l-au mărturisit unii dintre ei până la ultimele consecințe? Știți cu ce asociez eu acest dispreț, discreditare programatică a identității noastre, cu călcarea în picioare a mormintelor în care zac cei care au făcut posibilă România Mare? Apropo de vise, cine mai cunoaște azi dintre tineri conținutul visului României Mari? Ne aflăm în anul centenarului. Istoria e periferizată total în programa școlară. Nu avem o istorie a comunismului românesc publicată și predată în școli, în timp ce în Germania, unde se întâmplă să ajung mai des, și acum, după atâtea zeci de ani de la monstruozitatea nazismului, perfect egală cu monstruozitatea comunismului, sunt zilnic documentare și emisiuni în care se vorbește la nesfârșit despre monstruozitatea totalitarismului respectiv. La noi nu. Noi ne-am înnecat în această societate lichidă, lichefiată românească, în care asistăm la insuportabile talk show-uri despre cele mai derizorii subiecte posibile. Inclusiv subiectul politicii românești a devenit derizoriu, cu majusculă. Dar la nesfârșit ne bălăcărim în asta, ignorând marile teme ale Europei, ale acestei țări. Ce arată asta? Nu diluarea identității noastre? Am ajuns niște oameni fără identitate, fără respect de sine și mai ales fără interes legat de lămurirea și tranșarea unor lucruri care chiar ne-ar putea ajuta să ne însănătoșim. Mi se pare nesfârșit de trist. Da, vedeți, tot din identitate fac parte acele povești fondatoare, dintre care, și citiți aceste povești, cu toată atenția, ca să spun așa, că nu e vorba despre plăsmuiri, ci este vorba despre istorisiri. Exact cum este și, așa spusa, poveste a Marii Uniri, care a fost premersă de multe jertfe, de multe încercări, de multe zbateri. Oameni cu un secol înainte români de mare amplitudine culturală și politică și morală. Și morală, nu mai spun, au lucrat pentru acest ideal național. Dacă noi nu suntem în stare să ne raportăm cum se cade, adică cu prețuire, cu dragoste, cu interes la acest mare eveniment al istoriei noastre, cum să mai gândim că am putea fi capabil să proiectăm un alt ideal național? Pentru noi, idealurile naționale au fost dintre cele mai mici, să spun așa. Privatizarea, aderarea la o structură sau alta, pentru noi nu a fost afirmarea propriilor noastre valori. Nu a fost o prioritate și un ideal reunificarea noastră a românilor. Dovadă că școala românească a fost aruncată la o ladă de gunoi a interesului public. Adică suntem și cumva într-o situație ingrată, pentru că serbăm, să spunem așa, centenarul Marii Uniri, dar noi nu mai suntem uniți. Și nu mai suntem uniți nici politic, geografic, dar nici moral, spiritual. A serba, domnule Târziu, cred că înseamnă a te bucura profund. Înseamnă chiar a vibra în legătură cu evenimentul pe care îl serbezi. Ne-am obișnuit din comunism să serbăm lucruri formal, fără să credem deloc în ele și chiar disprețuindu-le. Pentru că am și ajuns atunci, la această schizofrenie națională. Pentru că și atunci astfel de momente și evenimente au fost
instrumentalizate ideologic. Exact. Și atât de mult exagerate anumite tușe, încât au provocat un efect invers. În loc să provoace un mai mare patriotism, au provocat o rezervă față de patriotism. Din păcate, da. Da. Iar patriotismul a fost mereu sau din ce în ce mai mult caricaturizat și dus în zona naționalismului patologic de multe ori, ignorându-se faptul că a fi patriot înseamnă, în primul rând, a-ți cunoaște bine propria ta istorie, care face parte din identitatea ta. Cum poți să fii patriot dacă ești analfabet din punct de vedere istoric și cultural în limba țării în care te-ai născut? Dacă stâlcești limba română de ajungi la ziar în fiecare zi? Ce patriotism e ăsta? De vreme ce ești, repet, un agramat în propria ta limbă. Da, vedeți că exact în continuare a ceea ce a spus, există două raportări majoritare, să spunem așa, în viața publică românească față de acest centenar al Marii Uniri. Pe de o parte, unii caută să îl speculeze politic și financiar, pentru că au fost alocate niște fonduri și se pot mulge niște bani de acolo, fără să faci ceva semnificativ pentru memoria acestui eveniment, pentru înțelegerea lui, pentru a da un plus de curaj generațiilor noi de a proiecta idealuri naționale și așa mai departe. Și o altă tabără, destul de numeroasă și ea, ia în bășcălie acest centenar. Pune în discuție chiar legitimitatea patriotismului și vorbește despre... Da, a fi patriot într-un mod riguros deja înseamnă în ochii unora a fi eurosceptic. Este o minciună colosală introducerea acestei idei ca fi atașat de valorile tale naționale, în primul rând de valorile creștine, te transformă automat într-un eurosceptic. Da, poți fi eurosceptic în legătură nu cu Europa și Uniunea Europeană ca structură, ci cu derapajele din ea, cu aberațiile care se consumă uneori. Asta spuneam, euroscepticismul practic a fost inventat, să spunem așa, a fost stârnit chiar de cei care conduc destinele Uniunii Europene. Pentru Doar că nu e un concept inventat la București. Dacă acolo se pitrocesc tot felul de legi anti-memorie națională, antinormalitate. Exact. Împotriva identității de gen, să zic așa, că e la modă. Adică genul poate fi ales, nu mai este un dat. E un construct. Identitar, da. E o poveste pe care o preiei dacă vrei. Nu contează cum te-ai născut. Da, se încearcă băgarea pe gât a unor povești de genul acesta. Inclusiv cea cu identitatea de gen și care, apropo, din păcate, a fost ratificată de un guvern al României. Da. Da, această identitate de gen, această aberație, această absurditate logică prin care ți se transmite la școală, eventual de către un mare expert în probleme de gen, că tu ca băiat poți să te simți fată și că e ok să devii fată dacă ești băiat și invers. La fel se întâmplă... Asta a ratificat un guvern în România. Da. La fel se întâmplă și cu identitatea religioasă, care a devenit tot mai mult o, cum să spun eu, etichetă infamantă și inflamantă pe alocuri. Adică dacă te declari creștin, în unele țări occidentale deja e o problemă să te declari creștin, la noi încă n-a devenit o problemă, dar într-acolo mergem, dacă stăm să-i ascultăm pe soldații cu rectitudine politice. De obicei se folosește cuvântul creștinopat deja. Da. Creștinul firește un termen ușor depășit. Faptul că ai o credință te trimite deja în sfera patologicului. Iar dacă ai și credința creștină, atunci chiar ești de condamnat. Mai puțin întrăznesc aceștia să atace islamul, pe care de multe ori îl asociază cu rectitudinii politice în scopuri, cum să spun eu, punctuale și meschine. Ați auzit probabil că recent, într-o țară nordică, ca să nu greșesc, mai bine nu-i dau numele,
s-a interzis tragerea clopotelor bisericilor creștine. În schimb, în liniștea așternută, poți auzi chemarea muezinului. Da, categoric. Asta este una. Vedeți însă că s-a ajuns până într-acolo încât în anumite țări occidentale, cu pregătire în cele nordice, deja este o obligativitate de a asuma tu ca preot sau în calitate de creștin practicant anormalitatea pe care ți-o livrează corectitudinea politică. De pildă s-a ajuns până într-acolo încât să fie obligați preoți să oficieze așa zise căsătorii religioase între persoane de același sex. Sau o compromitere radicală a creștinismului, pentru că inclusiv acei clerici care acceptă să facă asta sunt foști creștini, ca să spun. Nu mai spun că au fost deferiți justiției ierarhi ai unor biserici creștine care au întrăznit să vorbească despre păcatul homosexualității. Nu despre homosexuali, ci despre păcatul homosexualității. Sfânta Scriptură e profund incorrectă politic. Da, de la un capăt la altul. Absolut. Absolut. Tocmai vedeți că manualul corectitudine politice este, de fapt, o întoarcere pe dos a Sfintei Evangheliei. Tot ce acolo ne este împărtășit ca bine, frumos și adevăr, în corectitudinea politică devine rău, urât și minciună. Și ni se propun alte adevăruri, alte frumuseți și așa mai departe, și alte lucruri bune, care, de fapt, după roadele lor, existente deja în Occident, repet, se văd că sunt false, sunt niște minciuni, sunt niște manipulări de cea mai joasă specie. Mai mult decât atât, sunt profund nocive. Păi, apropo de ideologia marxistă, care în România, ca și în toate țările unde s-a instalat, a trimis la închisoare și la moarte milioane de oameni. Vă amintiți, știu asta de la bunicii mei, dumneavoastră probabil la fel. În perioada anilor 50, un gospodar, un țăran gospodar, un om tradițional cu o identitate riguros conturată, credință în Dumnezeu, credință în setul valorilor bunului simț și așa mai departe, era demonizat de comisarii politici ai vremii. Era considerat un dușman al clasei muncitoare. Clasa muncitoare, care ulterior, știm bine ce renume a căpătat, era pusă în opoziție exact cu cel mai muncitor om din satul respectiv. Deci, rânduiala în care trăia acel om a fost spulberată de ideologia marxistă care a arestat elitele morale ale acestei țări. Ce se întâmplă sau ce face ideologia neomarxistă sau marxismul acesta cultural? Îi demonizează tot pe oamenii care sunt atașați de niște valori. Observați că nu s-a schimbat nimic decât în stilul și abordarea pe care o are această ideologie. Da. Fiind o ideologie de extracție, permiteți-mi să folosesc un cuvânt dur, dar care exprimă foarte bine ceea ce vreau să spun, de extracție satanistă, nici nu poate fi altfel. Pentru că numai diavolul vrea dezbinare. Numai diavolul pune oamenii unii împotriva celorlalți. Ei iau minoritățile sexuale, minoritățile etnice, minoritățile rasiale, minoritățile religioase sau non-religioase, să spunem așa, le iau și le învrăjbesc folosindu-se de ele ca de niște armate decerebrate împotriva majorității. Adică împotriva omului care vrem, nu vrem, asta este, e alb, e creștin, e atașat de valorile tradiționale. Nu pentru că noi vrem asta și noi proclamăm asta, ci pentru că asta este realitatea. Știți cu ce le învrăjbesc uneori? Cu conceptul de toleranță. Foarte paradoxal. Ni se bagă pe gât acest concept
de parcă este ultimul termen al revelației absolute. Toleranța. În jurul toleranței se nasc lupte ideatice, pentru că, evident, în spatele acestui termen tot promovat și la noi în ultimul timp, se ascunde, de fapt, o invitare, o invitație la capitulare, la capitulare morală, la resemnare morală. Despre asta vorbim când vorbim despre toleranța propovăduită de cei mai intoleranți oameni. Eu, să fiu unul dintre minoritari, vă spun sincer, m-ar simți foarte deranjat dacă s-ar cere toleranță față de mine. De fapt, ce înseamnă acest cuvânt? Înseamnă o îngăduință, un soi de suportare. Suportă-l și pe ăsta că nu ai încotro, dar se mai traduce în practica de zi cu zi și prin ignorare, prin nepăsare. Eu, în calitate de creștin, nu pot să fiu tolerant cu cel pe care îl văd în păcat, indiferent ce păcat face el. Cu el puteți fi, nu cu păcatul lui. Nu pot să fiu tolerant în sensul dat de practica zilei, să spunem Sigur. Așa. Adică nu pot să fiu nepăsător față de el. Eu trebuie să mă duc la el și să-i spun, frate, ești în păcat. Uite, te poți ridica. Mai ales că există cazuri suficiente și documentate și publice Absolut. De vindecări. Și între, până și între minoritățile ăștia sexuali care sunt așa considerați un soi de dat de către apologeții corectitudinii politice. Da? Apoi, cum să fii tolerant față de un semen al tău care are altă credință sau altă rasă sau altă etnie? Nu poți să fii tolerant. Tu trebuie să intri într-o consonanță cu el, umană. Noi împărtășim dincolo de lucrurile acestea care pot să ne despartă, împărtășim anumite valori care trebuie să ne unească. Noi suntem oameni până la urmă. Din fericire există aceste valori care ne pot uni cu condiția să procedăm fiecare la o anumită smerenie, care este mereu recomandabilă, și cu condiția ca cei cu care intrăm în dialog să-și dorească cu adevărat să dialogueze. De fapt, ce cerem? Onestitate, domnule Târziu. Cerem onestitate măcar intelectuală, deși și morală. Și puțină toleranță. Cei mai intoleranți dintre... Repet, toleranța este necesară într-o societate, să nu mai fim iar greșit înțeleși. Este necesară, dar nu este o valoare absolutizabilă. Îmi cer scuze către telespectatori, pentru că am tot repetat lucrul acesta în ultimul timp. Eu eram ironic de data aceasta, pentru că taman cei care reclamă toleranță sunt cei mai intoleranți de Despre obicei. Despre asta vorbim. Iar intoleranța lor merge până într-acolo încât cer pedepse drastice împotriva celor care nu pot fi de acord cu ei. Ați păstra identitatea, ca să revenim la subiectul nostru. Da. A lua atitudine pentru înapărarea identității tale, care include, ca să recapitulăm, în primul rând, aș spune credința religioasă care vertebrează ulterior și cultura în care te-ai născut și ai descins. De acord. Ulterior limba și tot ce presupune ce ați descris dumneavoastră în acest concept al identității. Ei bine, devenind un apologet al propriei tale identități, apărându-ți propria ta casă lăuntrică, ești criticat astăzi și ești acuzat de intoleranță. Deși ușile casei tale sunt zgâlțâite de oameni care vor să dea buzna peste tine. E o metaforă inclusiv la nivel social. Avem o societate românească structurată în mod specific pe niște valori pe care noi înțelegem să le apărăm. Că nu s-au învechit și n-au cum să se învechească. Ce e vechi în conceptul de familie? Ce e vechi în conceptul de căsătorie? De ce ar trebui schimbate conținuturile acestor instituții? Ce e vechi în mesajul creștin? De ce suntem acuzați că am rămas ca Biserică Ortodoxă învechiți? O spun unii profund inculți, desigur. Uitând că, de fapt, reperele creștine trebuie să fie mereu aceleași, pentru că ele nu se învechesc. Și așa mai departe. E o situație pe care o provoacă, iată, chiar apărarea firească a propriei tale identități. Ce e de făcut? Ce atitudine credeți că merită
adoptată? Cum ne putem apăra de asta? Păi, practic, toată strădania acestor forțe împotriva identității naționale este pentru a o înlocui cu o altă identitate creată în laborator. Este ca atunci când un steag este înlocuit cu un alt steag. Orice om care aderă la anumite valori, la anumite principii, la un fel de viață, are niște simboluri. Statele au drapele, au granițe, au o limbă, au un mod de organizare și așa mai departe. Dar mergem până într-acolo încât până și un club de fotbal are culorile lui, are drapelul lui, care pentru are imnul fanii lui. Lui sunt sfinte. Acelea nu sunt considerate elemente ale intoleranței. Acelea sunt văzute ca o normalitate. De ce n-am vedea ca o normalitate și simbolurile unei națiuni? Păi, foarte ușor de înțeles. Simbolurile și valorile ei morale. Pentru că acele simboluri vorbesc despre acele valori. Da. Pentru că acele simboluri duc mai departe acele valori. Fie și inconștient. Mulți poate nu mai înțeleg ce înseamnă culorile de pe drapelul României. Dar în subconștient, în moștenirea lor genetică, în moștenirea lor culturală, vine această amintire a ceea ce a dat culorile steagului, ceea ce a dat simbolistica stemei statului și așa mai departe. Ori, sigur că atunci când vrei să faci tabula rasa și să înlocuiești cu altceva, te încurcă aceste elemente care determină rezistența. Te încurcă. Uitați-vă încă un exemplu. De ce am înlocuit noi căsătoria cu parteneriatul civil? De ce? Dacă avem o instituție perfect validă, dovedită ca impecabilă în structura și funcționalitatea ei de mii de ani și în toate religiile lumii și instituțiile lumii, de ce ni se presează voința, inclusiv la nivel european, cu introducerea unor parteneriate civile și între persoane de același sex și între persoane heterosexuale? De ce? Nu cumva pentru a submina instituția căsătoriei? Dacă dumneavoastră aveți o mașină perfectă, care vă merge impecabil, de ce să vă oblig eu să vă luați alta? Da. De ce? E, aici este tot după manualul micului gardian al corectitudinii politice, care de fapt este un ucenic al răului. Și anume, acest parteneriat civil, din punctul meu de vedere și după experiența altor state care au trecut prin așa ceva. Tocmai că avem în față experiența unor țări. Nu este decât un prim pas în dizolvarea noțiunii de căsătorie încununată cu taina cununiei. Pentru că dacă vrei parteneriat civil, se poate face și astăzi. Te duci la primărie și te căsătorii civil pentru parteneri de sex diferit. Da? Sau eventual cu tine însuți, cum s-a întâmplat în Italia. Sigur, deocamdată, că pare o glumă. Deocamdată la noi nu. Dar dacă vrei parteneriat civil, pentru că ți asigură toate drepturile tale de cetățean în raport cu un alt cetățean cu care tu vrei să împarți averi și așa mai departe. Exact. E un contract. Bun. Și cu asta gata. Căsătoria, din perspectiva noastră creștină, înseamnă și altceva. Și înseamnă altceva. Înseamnă cununia în fața lui Dumnezeu, unirea destinului a doi oameni care se iubesc în fața lui Dumnezeu. Ori, am văzut din practica lor, din Occident, că acești oameni care cer parteneriate civile, nu le cer pentru că se vor grăbi să încheie aceste parteneriate civile. În primul rând, să dinamiteze ideea de căsătorie și ideea de familie. Exact. Una dintre țintele, unul dintre scopurile corifeilor școlii de la Frankfurt, care vedeau în familie ceva nociv pentru societate și care și-au propus să bombardeze ideologic ideea de familie, păi, considerată patriarhală, considerată incorrectă politic. Păi, am devenit din ce în ce mai incorecți în fața unor oameni
care își imaginează că au descoperit roata corectitudinii. Da, familia este o formulă de rezistență în fața nivelării, în fața ștergerii memoriei, în fața manipulărilor grosolane, politice și ideologice. Familia este, de fapt, ceea ce garantează buna funcționare a unei societăți normale. Familia este principala valoare într-o societate, după părerea mea, acolo unde se nasc cu adevărat oamenii, acolo se cresc într-un anumit spirit, acolo se educă oamenii. De acolo pleci în viață cu niște valori deja bine stabilite. Ori marxiștii și neomarxiștii vor să distrugă familia pentru că pot mai ușor folosi individul după aceea. Dacă îi bagă ei în cap alte valori, alte principii, așa zise, cu ghilimele de rigoare. Asta e tot. Dar revenind, parteneriatul, deci e un prim pas, după care vor cere căsătorie la preot, vor cere adopții de copii, vor cere legalizarea altor deviații sexuale, gen zoofilie, necrofilie, ce mai știu eu, că deja s-au cerut în alte țări, deci nu inventăm acum. Noi nu facem presupuneri. Noi am văzut ce se întâmplă deja. Gândiți-vă la siluirea termenului soț, care evident e interpretabil acum independent și de număr. Pentru că e un plural care poate include oricâte persoane. Exact. Da. De aceea este atât de justificat demersul pentru acest referendum, care apropo e pentru limpezirea noțiunii de căsătorie și nu pentru modificarea familiei, cum în mod nerușinat și-au permis aproape toate televiziunile din România să transmită această informație falsă. Nu modifică nimeni nimic. Familia este familie și este naturală din perspectivă creștină. Da, categoric. Mai avem puține minute la dispoziție, domnule Târziu. Aș fi vrut să pun în opoziție ideea de identitate care presupune stabilitatea unor valori în viața ta personală și în viața socială, cu noțiunea propusă de un gânditor polonez, Zygmunt Bauman, societate lichidă. Și acest gânditor cred că avea dreptate. Conceptul de societate lichidă este cel care descrie lichefierea valorilor tari în care noi credem, mai ales în calitatea noastră de creștini. Și care sunt urmările plonjării în această societate care nu mai e stabilă, e fluidă, chiar lichidă. Ne lăsăm, ca să zic așa, în bătaia valului. A apărut în primul rând o criză chiar a statului și a apărut mai ales un individualism profund anticreștin, un individualism practic desfrânat, în sensul că cuvintele cheie sunt consumerismul, hedonismul, o orgie a plăcerii și a dorinței, cum spunea Umberto Eco. Aceste lucruri se opun exact identității despre care noi vorbim, nu credeți? Ba da, se opun identității și practic sunt posibile pentru că identitatea este uitată, furată, diluată și așa mai departe. Dar dacă din elementele identității naționale, de pildă, pe care o are orice persoană, da? Că asta e un dat, te-ai născut într-un anumit spațiu geografic, din anumiți părinți, cu o anumită istorie, cu o limbă și cu o cultură pe care ai moștenit-o. Da? Deci dacă ești lipsit de această legătură fundamentală cu toți ai tăi, în primul rând te însingurezi. Aș spune, te izolezi exact de sursele care ți-ar da putere. Da, te izolezi de aceste surse și, de fapt, ce voiam să spun este că tu nu mai ai armele cu care să te opui. Tu nu mai ai motivele pentru care să te opui. Tu nu mai ai crezul care să te ducă mai departe. Toate elementele astea luate pe rând. Tu nu mai ești omul care ești. Nu mai ai sângele pe care l-ai, nu mai ai cultura pe care o ai, nu mai ai credința pe care o ai.
tu ești cineva... Le ai fără să le mai ai. Le ai fără să le mai recunoști, fiindu-ți rușine de ele, uitându-le, ignorându-le sau considerând că ele nu sunt importante. Și atunci toate elementele acestea dispărând sau fiind acoperite, sigur că și identitatea ta națională este dizolvată. Adică ce vrem să spunem de fapt cu identitatea sa națională? De ce este ea importantă să o păstrezi? De ce este importantă să o păstrezi? Pentru că e vorba chiar de tine. Pentru că, da, exact. Tu nu poți să fii un spor. Nu poți să fii ca un fulg în bătaia vântului. Nu poți să fii un număr pe o foaie matriculă. Cum a fost cândva. Cum au vrut unii să fie. Da. Dar oamenii aceia care au fost siliți să poarte numere, oamenii aceia aveau identitate. Pentru că cei care au scăpat au știut să revină la acea identitate. Uitați-vă și la foștii noștri deținuți politici, pe care i-am uitat, desigur. Pe am care noi, ignoră presa. Am uitat noi evenimente mai recente, ca Mineriadele sau evenimentele din decembrie 89, da? Dar aminte de deținuții politici. Deținuții politici au fost unii 20 de ani în închisoare. S-au făcut tot felul de presiune asupra lor. Au fost chingiuiți ca să renunțe la anumite valori. Chiar fiind în focurile iadului, unii au spus ce au vrut să audă călăii. Dar ei nu s-au dezis niciodată de valorile lor, la care s-au întors atunci când au fost în libertate. Cei care au scăpat. E și ceea ce i-a ținut pe mulți în viață. Toți mărturisesc, aproape, pe unii i-am cunoscut și eu, alături de dumneavoastră, că ceea ce i-a ținut în viață a fost credința în Dumnezeu. O valoare prin excelență identitară. Dialogul nostru, din păcate, se încheie aici, domnule Târziu. Vă mulțumesc din suflet pentru prezență și pentru tot ce ne-ați spus. Aș adăuga un lucru, pentru că mi-a venit acum în minte un gând al lui Chesterton, acest mare apologet creștin european, pentru că ați vorbit de crez. El spune la un moment dat, în ziua de azi, creștinii au ajuns să fie forțați să creadă în toate crezurile posibile și să li se interzică să creadă în propriul lor crez. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Doamnelor, domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați urmărit până la sfârșit acest dialog dedicat valorii identității. Să nu uităm totuși cine suntem și cine vrem să fim. Să nu cădem cumva într-o amnezie care ne-ar putea costa foarte scump, inclusiv la nivel național. Vă mulțumesc!